Mergem acum la o gașcă superbă aici. Iată oameni venind alături de noi pe Rafael și Cristina Drăgan, care este interpretă de muzică populară. Sărut mâna, Cristina! Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumim și pentru invitație. Vreau să te întreb ceva, ați venit toți îmbrăcați în costum popular, mai puțin soțul. Mai puțin soțul. Lui, de ce nu ai dat o ie? O cămașă. O cămașă, ceva? Sinceră să fiu, el preferă să fie civil întotdeauna, el e mai serios așa. Să vă lase pe voi să străluciți ca artiști. Să zicem, și el strălucește prin darurile pe care le-a dat Dumnezeu. Țin spatele. Exact, trebuie să țină cineva și spatele, da. Știi cum? Oameni buni, Cristina Drăgan este interpretă, cum spuneam, de muzică populară și nu numai, nu? Da, sunt și farmacist. Sărmâna, doamna doctor. Farmacist. Farmacist, așa? Așa. Și îmi dreg și sufletul, ca să spun așa, și cu muzica populară. Băi, dar să vezi cum e coincidența asta. Tu practic l-ai cunoscut pe soțul tău printr-o întâmplare. Din greșeală, aș putea spune. Din greșeală mi-ai devenit soț și avem 4 copii. Sau minune, nu? Sau minune, de da. Prima dată a fost greșeală. Da, da. Și apoi s-a transformat în minune că aveți și 4 greșeala copii. Greșeala mea, greșeala cum mea. Cum a fost? Păi, fiind fotograf, am avut un eveniment. L-am terminat pe la 4 dimineața. Eram obosit. Și întotdeauna dau cerere de prietenie clienților ca să îi etichetez în fotografii. Da. Și pe clienta mea o chema Cristina Drăgan. Nu cred. Da, și la 4 și ceva dimineața eram cu colegul meu, chiar i-am spus condutul că sunt obosit. Scot telefonul, mi-au cam minte, nu mai știu ce telefon aveam, în fine, unul cu ecran mic, scot telefonul, dau să caut Cristina Drăgan. Nu m-am uitat la poză, da, nu m-am uitat la poză. Am crezut că e clienta, am dat cerere de prietenie. A doua zi, duminică, când m-am trezit pe la 12, după ce am editat și am editat și câteva poze, și am zis să-i etichetez clienta de sâmbătă, la prieten, de fapt, aveam pe Cristina, soția mea. Ea se răspunsese? Eu da, da, răspuns. Cerere de prietenie. Accept. Păi da, am dat accept, pentru că era în domeniu, adică am zis că e fotograf, cine știe, poate face vreo ședință foto, deși aveam un singur prieten comun pe care nici nu-l cunoșteam. Bun, și practic așa, i-ai dat accept și după aia? La mine nu se pupau pozele, deci am zis, am fost bea ce-am făcut aseară, că nu-mi dau seama cine. Parcă arăta altfel cea pe care am pozat-o. Da, da, da. Și după aia? Și apoi, după un timp am început noi să ne conversăm, dar pentru că mi-apăreau pe wall tot timpul pozele lui, îmi plăceau foarte mult și așa s-a întâmplat. Ea a făcut al doilea pas. Al doilea pas a venit, da, de la ea. Mi-a dat un comentariu la o poză și de acolo a plecat. Ce a zis? Da. Minunată poză! Da. Crezi că am putea să facem și noi una? Da. Și iată, s-a făcut o poză de familie cu 4 copii. Da. Foarte frumos. Și așa, practic, v-ați împrietenit. Ne-am împrietenit și după 4 luni ne-am căsătorit. Bă, când e destinul și să fie ei acolo, da, tată, n-ai, da, ce să faci. Așa este. Da. Și ieri am avut o poveste oarecum la fel, când destinul te unește fără să te aștepți. Cu doi oameni care s-au căsătorit văzând o casetă de când erau ei mici și dându-și seama că ei de atunci se cunoșteau. Oh. Habar n-aveau, știi? Mamă, ce interesant. Da. Și ești și farmacistă. Sunt și farmacist, da. Activez în domeniu. Și cum e perioada asta? Răceli, gripe, viroze? Da, păi și noi am trecut pe rând, pe rând, că la noi nu scapă nimeni. Și mă bucur și de întâlnirea cu pacienții, dar și cu publicul. Foarte frumos. Deci, Cristina Drăgan, căutați interpretă de muzică populară pe YouTube sau pe Facebook dacă vreți să vă împrieteniți, da? Și aveți niște copii minunați, să vă mulțumim, trească. Mulțumim tare mult. Superb. Da, știi, acum mă uitam la amândoi. Voi amândoi aveți ochii căprui. Iar ei au ochii albaștri. Trei dintre ei, da. Și Sophie, ultima, are ochii căprui. Deci pe cine moștenesc? Pe bunica, mama cui, vreo rudă? Tatăl meu avea ochii verzi, bunicii mei aveau ochii albaștri și s-au dus. Și la mine la fel, mama cu ochii verzi, bunica cu ochii albaștri și au ieșit ochii cu copiii cu ochii căprui.